Bună, sunt Andreea Roșca, iar acesta este The Vast and the Curious. Bun găsit la un nou episod din seria noastră scurtă de trecere dintre ani. Am vorbit cu Aneta Bogdan despre efectul acestei perioade de profundă incertitudine asupra fiecăruia dintre noi și despre decizia de a prețui și cultiva relații care devin puncte de echilibru. Aneta este cofondator al Brandient și probabil cel mai influent creator și strateg de brand. Acest podcast este susținut de Dedeman, o companie antreprenorială 100% românească ce crede în puterea de a schimba lumea prin ambiție, perseverență și implicare. Acest podcast este de asemenea prezentat de EMAG, o companie care crede în educație și în puterea oamenilor de a folosi tehnologia pentru a crea un viitor mai bun. Neața, Aneta, și bine te-am găsit! Bună dimineața și la mulți ani! Aș vrea să intrăm direct în subiect cu ceva ce simți că va fi un subiect important pentru 2023. Mm-hmm. Dacă acum câțiva ani vedeam incertitudinea ca, să spunem, o componentă a vieții noastre, mm-hmm, personale sau a vieții de business sau a vieții unei națiuni, da? Acum asistăm la noi perspective și la o intensificare a incertitudinii. Îți recomand să citești Liquid Times a preferatului meu, My Man, da? Zygmunt Bauman, care el s-a prins mult mai devreme decât noi, că ăștia care stau bine cu, cu înțelegerea naturii umane se cam prind. El a vorbit despre conceptul ăsta de incertitudine endemică. A legat-o de, în speță, de libertatea pe care ne-a dat-o tehnologia și, în general, de stilul nostru de viață, mult mai democratic și mai liberal, da, și mai acces deschis. Acces la informație. Exact, mult mai mult acces la informație. Și a atras atenția că are un preț. Și prețul, în speță, este pierderea controlului, da, pe care o simțim, fiindcă e prea mult, vine prea mult peste noi și atunci procesul decizional, uh-huh, e tot mai complicat. Toată lumea conștientizează asta, doar că incertitudinea este, dacă vrei, eticheta. Iar dacă ne apucăm să definim ceea ce produce ea, da, în viața noastră personală, în viața comunității, în viața societății, în viața business-ului, e complicat. Ce interesant, am început să gândim despre două fenomene. Unul este FOMO, da? Că nu mai apucăm, out. Da, nu mai... Uh-huh. Nu mai pregătim, simți că nu poți, da, să mai ții pasul cu nimic. Nu mai ținem pasul, da, da, și da, suntem... E sentimentul de a fi tot timpul în urmă. Exact, exact. De a pierde, deci, tot timpul trenul, indiferent cât de multe alergă. Toată lumea își salvează de citit. Toată lumea, uh-huh, zice, aoleu, dar nu știu aia, când o să pot? Toată lumea vrea să mai învețe ceva, uh-huh, da? Asta este, e o presiune, e un stres continuu pe care noi îl simțim, da? Da, e același lucru și dacă vorbim despre partea cealaltă de business, este ce vorbeam mai devreme. Și anume, tentația, mai ales în lumea de startup-uri, de acum ori niciodată, de a crește rapid, de a angaja rapid, de a lansa rapid, de a pivota rapid, de totul se întâmplă contra cronometru. De a eșua rapid, de a eșua dacă rapid. Ne-au învățat asta, da? Da. Ardeți 3 milioane și ziceți, da, ups, am eșuat. Adică această accelerare a lumii, cred că este tot un fenomen născut, sau e și cauză, dar e și efect al acestei incertitudini, pentru că ai sentimentul de acum ori niciodată. Exact, exact. Da. Deci ne-am obișnuit să trăim în forma asta de short-termism, înțelegi? De, da, pe repede. Da. Trebuie să livrăm, să demonstrăm sau pur și simplu mergem în partea alaltă, da, și zicem, știi ceva, nici nu-mi pasă. E FOMO pe de-o parte, iar pe partea alaltă este probabil cel mai rău lucru care ni se întâmplă, fiindcă are impact mult mai periculos, insidios, să spun. Insidios, chiar periculos, fiindcă acolo e vorba de fake news, înțelegi? Care a polarizat lumea. Deci, uh-huh, în timpul
pandemiei ne-am dat seama că sunt oameni foarte mulți care nu cred în vaccin. Și democratic ne-am gândit, e dreptul vostru, da? Da. Dar impactul care s-a produs din această mișcare, evident că era un preț pe care l-am plătit pentru această libertate. Fenomenul fiind că atunci când nu mai poți să mai ai, nu știu, o certitudine, să zicem, despre aproape nimic, o cauți oriunde și atunci orice e mai bun decât să nu știi. Decât să nu știi, te agăți de orice. Și e foarte ușor să introduci tot felul de lucruri neadevărate, să falsifici realitatea, pentru că oamenii sunt mult mai dispuși să accepte ceva. Perfect. Care perfect, e cert. Perfect. Uh-huh. Okay. Da, uite, îți dau două statistici. La sfârșitul lui 2021, Națiunile Unite a produs documentul ăsta despre felul în care se simte populația planetei. Populația, adică atenție, de la Africa, la Europa de Est, de la țările vestice, la Statele Unite și așa mai departe. Și statistica este absolut înfiorătoare. 6 din 7 oameni de pe planeta asta nu se simt în siguranță. Deci, despre ce vorbim? Da. Ce fel de sentiment e ăsta? Ce poți să construiești cu un astfel de sentiment? E foarte simplu atunci să ajungi să degenereze totul spre un conflict, da, uite, chiar armat. E foarte ușor să polarizezi, da, lumea în felul ăsta. Mai mult decât atât, comparativ cu acum 10 ani, când jumătate din oamenii planetei spuneau că ei cred în ceilalți oameni, acum sub 30% din populația planetei spune eu cred în ceilalți. Păi când nivelul de încredere, da, este în felul acesta afectat, e foarte greu să construiești. Exact, ce mai poți să construiești? Sau să te mobilizezi, sau să ai energie, sau exact, să lucrezi cu ceilalți. Fiindcă totuși, at the end of the day, suntem ființe umane care au nevoie să creadă, pentru care sentimentul de viitor, da, sentimentul de speranță este definitoriu. Ori incertitudinea cu asta vine, cu aceste probleme, da, de angoasă socială, de iritare socială. Ce spui tu mă face să mă duc cu gândul la faptul că tu simți că va fi mai mult decât am avut până acum? Mult mai mult, mult mai mult. Te poți gândi la 3 motive? Așa, ca idee, da, la... mă pot gândi. Deci, cred că este rezultatul în speță a accelerării unor activități pe care nu le-am controlat, în speță tehnologia care ne-a fost dăruită să ne facă o viață mai bună, da? Nu o viață. Și a făcut-o. Și a făcut-o, da? Dar uite, ție ți se pare normal ca statistica pe care eu ți-am spus-o, da, 30% și faptul că se simt 6 din 7 oameni se simt, suntem 8 miliarde. Deci asta înseamnă că 6 miliarde și ceva de oameni se cam simt în nesiguranță. În nesiguranță. Dar ți se pare normal ca asta să fie rezultatul după un boom economic, după... Deci știm că trăim cel mai bine din ultimii 2000 de ani. Știm asta. Ei bine, cum a venit asta la pachet? Da? Cât de neatenți, cât de neimplicați, ce anume natura umană ne-a făcut, da, ca având totul să ni se întâmple lucrul ăsta? Acum, evident, lipsa leadership-ului... Deci tehnologia e tehnologia, lipsa leadership-ului politic, care e în toată lumea. Deci clasa politică, cum a zis Drucker, nu că a devenit obsolit, a devenit depășită și în afara timpului. Este toxică în acest moment. Ea nu mai are nicio legătură cu a face bine, cu a te uita spre viitor, da? A treia ea vine din acumulările din ultimii 2-3 ani, înțelegi? Și care, uite, când ai o problemă în viața personală, mai te duci pe la psiholog, da? Toate problemele care s-au strâns în viața planetei în ultimii ani, da? De la problemele climatice, la problemele pandemice, la problemele de conflict, toate lucrurile astea
dacă nu-s vindecate, nu au cum să ne ducă într-un sentiment de optimism și de că doar... Doar că ceea ce cred că trebuie să ne țină cu minte acasă la noi este să nu tratăm fatalist acest lucru. Da, ca să nu lăsăm discuția asta, cum să zic, la un nivel la care toată lumea va spune da, așa e și eu o simt și ce o să faci. Adică să nu introducem mai multă îngrijorare. Da. Spune-mi pe final cum, care e, nu pot să o numesc rețetă, dar măcar o bucățică de rețeta ta pentru asta. A mea. Uite, spun mai întâi o îngrijorare a mea. Îngrijorarea mea din business, fiindcă sunt și antreprenor și am oameni pe care, de care trebuie să am grijă și care trebuie ajutați, așa cum eu am nevoie de ajutor și ei au nevoie de ajutor, da? În business, incertitudinea lovește într-un loc foarte, foarte sensibil. Business-ul se bazează pe credința în viitor. Investiția în sine are în ADN viitorul. Înțelegi? De-aia și spunem return on, da? Deci, este clar că în speță, prosperitatea este creată doar dacă ne gândim că avem viitorul mai bun decât... Exact. Deci, ori în asta nu poți să intri în birou și să spui 2023 va fi un an extraordinar, prosper, când oamenii, spre exemplu, în compania mea, ei simt prin felul prin diversitatea proiectelor că nu mai sunt proiectele de investiție, înțelegi? Da, ei sunt cu degetul pe puls organizațiilor pentru care lucrați. Exact, da. Deci aici se vede cel mai în real time, dacă vrei, care-i sentimentul de business. Fiindcă atunci când nu ai speranța... Deci eu degeaba vin și spun, va fi un an extraordinar. Atunci rețeta mea e asta. Și eu nu sunt foarte bună. Cine a lucrat cu mine știe lucrul ăsta, drept care lucrez cu mine ca să îmi îmbunătățesc această abilitate. Cred că trebuie să ne apropiem mai mult. Și cred că relațiile umane ne pot ajuta și nu bullshit-ul de să fim mai agili, mai flexibili, mai experimentali, că degeaba ne propunem. Asta nu se întâmplă așa, că vrem, da? Nu cred că trebuie să mai privim incertitudinea ca o chestie conjuncturală, ca o chestie de moment, ci să începem să trăim cu ea și că putem trăi cu ea dacă ne susținem emoțional unii pe ceilalți, înțelegi? Da. Ai văzut că am vorbit despre asta, s-a schimbat un picuț și ai zis foarte frumos, ai zis, da, dacă am trecut de la bravada aia de acum câțiva ani, cum îți merge? Extraordinar, da, am triplat cifra de afaceri, am făcut, am dres. Suntem mult mai atenți, mai cu picioarele pe pământ, dar în sensul în care ne dorim practic să ni se spună într-un dialog că da, așa e, și eu simt lucrul ăsta. Nici mie nu mi-e chiar așa de nici bine. Nici mie, da. Și mie mi-e teamă. Și eu am îndoială asta. Nici eu nu știu, da? Da. O chestie care în business nu s-a practicat. În business bravada s-a practicat. Sunt sigură că business-ul poate să ajute în acest moment umanitatea mai mult decât politica. Sunt absolut sigură de asta. Oamenii din business pe care eu îi cunosc sunt conștienți de ceea ce se întâmplă și chiar cred sincer că renunțarea la bullshit, team building-uri și nu știu ce, mai degrabă haideți să mâncăm cozonac împreună că e 1 decembrie dacă nu plecați nicăieri, da? Mai degrabă e ziua copilului Mihaelei și ne gândim cu toții ce să-i facem cadou, da? Lucrurile astea cred că ne vor proteja, adică ne vor da un picuț de siguranță. Vom ști că nu suntem la cheremul norocului, știi? Fără fatalisme, dar cu un picuț mai multă căldură umană. Cred că îți face bine, uite, mie îmi face bine, spre exemplu, să stau de vorbă cu
oameni pe care nu-i cunosc atunci când îmi comand o cafea sau când într-un târg, da, știi? Da. The perfect stranger situation. Și îmi place așa de mult. Se pare că ne face mai deștepți. Am citit o cercetare recent, da? Că da, contactul cu străinii, ne ascute. Da. Da. Eu am exersat-o foarte mult pe avioane cât am călătorit în Asia. Stăteam de vorbă în avion, fiindcă Kit oricum dormea, drept care trebuia să stau de vorbă cu cineva, eu nu puteam să dorm, da? Dar acum am început să o exersez și îmi face bine. Uite, noi am reînceput să venim la birou și da, avem și o problemă de productivitate, dar venim la birou fiindcă e o formă de siguranță pe care... Relație, exact, de protecție, da. Nu mă poate proteja clasa politică, nu mă poate proteja... instituțiile, da, nu mă pot proteja, dar am un grup de oameni, sentimentul ăsta de apartenență și de onestitate și transparență și asta cred că va fi, sau cel puțin pe mine mă ajută. Mulțumesc, Aneta. Eu îți mulțumesc, as usual. Dacă v-a plăcut acest episod, sper să-l dați mai departe către trei oameni care s-ar putea bucura de el. Puteți găsi pe andreiaroșca.ro o transcriere a conversației, împreună cu referințe despre oamenii și ideile despre care am vorbit. În final, e bine să știți că odată la două săptămâni trimit un newsletter cu conținut atent selectat din tot ceea ce citesc și ce aflu despre antreprenoriat, economie, psihologie și mindset. Vă puteți abona tot pe andreiaroșca.ro. Până data viitoare, rămâneți cu bine!